Găsit doamnelor și domnilor la o nouă întâlnire cu cărțile pe față vorbim în această ediție despre un fenomen încă prea puțin cunoscut studiat și inventariat, și anume fenomenul exilului literar și cultural românesc. Invitata mea de astăzi este doamna Mihaela Albu, critic și istoric literar, specializat în literatura și în cult fenomenul cultural al exilului românesc. Mulțumesc foarte mult eu că mulțumesc. sunteți aici. Vorbim despre un fenomen care are drept cauză instaurarea regimului comunist în România. Teoretic, ar trebui ca acest fenomen să se întindă din anii 44-45 până în 1989. Este un fenomen care este definit adesea prin disociere de, eu știu, de alte noțiuni, precum Emigrarea, diaspora sau chiar azilul politic, cum îl vedeți dumneavoastră? Cum l-ați definit? Care sunt punctele de convergență și de divergență cu aceste noțiuni despre care am amintit? S-a discutat mult în uh, literatura de specialitate, ca să spun așa, și mai ales de către cei care s-au ocupat de fenomenul exilului, începând chiar din uh, 90. Și uh, eu încercând să. Parcurg cât mai multe documente legate și studii legate de acest fenomen, am ajuns la o concluzie pe care am găsit-o cel mai des formulată, și mă refer la una singură care mi s-a părut cea mai elogventă, și anume la Monica Lovinescu, care spunea că exil sau în exil este cel care. Uh, nu se mai poate întoarce în țara lui. Sigur, exilul poate fi uh, numai în România, uh, ca exemplificare, uh, destul de multe personalități, să spunem chiar începând cu Ovidiu, nu? Uh, la noi, sau eu știu cu Dante Alighieri, dar uh, în cazul nostru e vorba de exilul politic anticomunist. Nu mă refer, uh, sau în uh, tot ce am, ce am studiat eu, nu mă refer să spunem la cei din exilul anului 1848, ci efectiv la exilul comunist, la exilul din perioada comunistă. Și aceștia au fost cei care, pe diverse căi, dacă avem timp, o să enumăr câteva, au reușit să plece din țară și, în felul acesta, să-și salveze și libertatea și viața. Pentru și că probabil, și, și opera și, uh, culturală. Și opera literală. culturală și, mai ales, opera uh, acea care urma. Exact. Uh, unul dintre ei, uh, Pavel Chihaia, uh, scrie, la un moment dat, că în exil, după 40, după 44, au fost mai ales intelectuali. Pentru că uh, ei, lucrând, mai ales scritori și jurnaliști, lucrând cu cuvântul, Libertatea cuvântului era una dintre cele necesare unui scriitor. Și a gândirii, libertatea și, cuvântului. Și a, și a gândirii. gândirii, normal, și aici, sigur, intră și artiștii plastici și așa mai departe. Uh, exil, deci, este în exil, este deci cel care nu se mai putea întoarce în țară fără a-și periclita libertatea sau viața. Pentru că putea fi în închisoare, cum s-a și întâmplat cu unele persoane care, uh, Constantin Argetoianu, de exemplu, s-a întors, nefiind neapărat scriitor, dar uh, memoriile lui sunt de scriitor, ca să mă refer și la el, uh, și a fost aruncat în închisoare, deși foarte în vârstă. Uh, ca atare, între exil, diaspora, este o diferență foarte mare. Diaspora este, uh, acum, uh, și ne referim la persoanele care au plecat, din diverse motive, nu neapărat economice, dar în principal economice, și care se pot întoarce oricând. Iar dacă ne referim la scritori, sunt și acum scritori în diasporă, unii sunt rămași din exil și chiar un coleg al meu cu care am scris mai multe cărți, Dan Angelescu, are o formulă, acum mi se pare foarte adecvată, Exilul de după exil. Deci, cei care au plecat, scritorii, și aș enumera, să spunem, pe cei care mai trăiesc acum, slavă Domnului, Sandagolopenția, Constantin Eretescu, ei au plecat înainte de 89, au rămas, sigur, acolo și-au construit o casă, o familie, o viață. O, viață. o și carieră. O carieră, exact. Și ca nu se mai întorc ca să locuiască în România, dar ei se întorc oricând și publică cărțile în România, fac lansări de carte și așa mai departe. Un Matei Vișniec, care are chiar un teatru rădăuț care poartă numele, nu putem să spunem acum că el este în exil. Apoi, sigur, într-un fel, nici în diasporă să zicem că n-am putea. El este un uh, scritor român care trăiește... La Paris. Deci, diferența, așa simplist vorbind, într-un fel, este cu cei care au plecat în exilul anticomunist, cei care erau în exil și care nu se mai puteau întoarce, și cei care acum se pot întoarce oricând în țară. Deci, asta ar fi, să spunem, o diferență luată așa foarte, foarte strict. Iar dacă sau poate mai târziu să vorbim. Cum anume au ajuns ei acolo? Diversele uh, formulări. Pentru că este legat cumva ceea ce spuneți noastră, cum au ajuns și de uh, periodizările care s-au făcut, diverse periodizări care s-au făcut pentru exilul românesc. Uh, și face și dumneavoastră lucrul acesta într-o carte apărută relativ de curând, Jurnalism Cultural în Exilul Românesc. Este o carte apărută la. Editura Academiei Române în 2021, Uno. dacă nu mă înșel, da? da uh, și vorbiți despre a, uh, aceste perioade ale exilului românesc. Da, uh, vreau să menționez doar că această carte este o altă abordare. În urma a două volume pe care le-am publicat, uh, uh, cu câțiva ani în urmă, cred că aproape 10 ani în urmă, și care au apărut la Iași, dar sponsorizate de Ministerul Culturii și acolo erau două volume și era totul periodic privit jurnalismul cultural românesc din uh, perspectivă periodică, începând cu prima revistă exilului, uh, Luceafărul, în uh, 48 și 49, nu au fost decât două numere sponsorizate de uh, generalul Rădescu, cu ajutorul generalului Rădescu și uh, întocmite aceste două numere de Mircea Idiade, uh, Virgilie Runca și Nei Herescu. Uh, aceasta este o altă abordare din uh, perspectiva rubricilor care au apărut în diversele uh, reviste, care au fost, uh, nu uităm să spunem acest lucru, împrăștiate pe tot globul, nu în toată Europa. Adică, uh, fenomenul exilului românesc uh, este de amvergură internațională și uh, acolo unde au ajuns conaționale ai noștri uh, și, -au, și au făcut un bun renume ajungând chiar la, la lucruri cu totul speciale și iar am să dau câteva exemple când va fi uh, timpul pentru că merită cunoscute și merită să fim modele pentru. În ziua de astăzi. Cu siguranță. S-a vorbit cumva despre o primă etapă a exilului în anii 40. Ar fi cumva 41-42 după mișcarea legionară, exact. înăbușirea mișcării legionare. Exact. Au rămas uh, uh, mulți. În străinătate, apoi în anii 45, 46, da. 47, cam așa, așa, până când au început să se închidă granițele, da. și apoi da. a devenit mult mai dificil de plecat. Exact, a fost dificil de la început, după 45, și un exemplu demn de film este Mihail Fărcășanu, care a reușit să plece cu ajutorul soției sale, Pia Fărcășanu, Pia Pilat. De fapt, și uh, evadarea lor a fost absolut spectaculoasă. Ajungând până la Lugos, mi se pare, cu un uh, taxi de acolo, urcând într-un avion uh, uh, aproape din mers, uh, ajungând în uh, Italia, uh, primiți, în sfârșit, acolo, deși s-a tras asupra avionului prin uh, Iugoslavia. Uh, și, în sfârșit, Mihail Fărcășanu a ajuns în Statele Unite. Uh, deci a fost foarte dificil și în acea perioadă. Uh, și, dacă tot a venit vorba cum au plecat unii, unii s-a întâmplat să fie în străinătate exact, în, în exact. 45. Volume în special de cei din corpul diplomatic sau din cei care erau la studii sau la burse? Exact, exact. Sunt cei bursierii, cum a fost Monica Lovinescu, cum a fost Virgilie Runca, cum a fost Emil Cioran Mircea Iliade care era în diplomație sau un Neiherescu care sunt mai multe aici teorii cum anume a plecat, ba a plecat în Portugalia la o conferință, ba a plecat ca însoțitor al cumnatului său care era ministru și Neiherescu avea și el fica cu probleme medicale și a putut pleca, dar ca să-l însoțească, să-l ajute pe cumnatul său și, bineînțeles, că n-a mai rămas. Busuieceanu de asemenea, era în diplomație. Deci au fost diverse eh, modalități de a scăpa de închisoare, pentru că, cu siguranță, ar asta fi sfârșit ca Mircea Vulgănescu. exact. Uh, S-au dat chiar și cifre, s-a vorbit despre 50 de scriitori români exilați în perioada 45-49, Ziceam de borna aceasta 48-49 pentru că odată, cu, odată ce regimul comunist s-a instalat definitiv... Mai ales 47, decembrie 47, da, după decembrie în România 47. a fost foarte, foarte greu de ieșit din țară și chiar sunt... Este un caz celebru, cel al lui Petru Dumitriu, care era un răsfățat al, exact. al epocii comuniste, o vedetă a printre scriitori. Dar a plecat mai târziu. Puțini au mai reușit atunci să plece. Cei care ieșau în general din țară erau dintre favorizații regimului și n-aveau niciun interes să rămână absolut, acolo. Absolut. Zaharia Stancu, de exemplu. Da. Uh, și uh, cred că iarăși un, un caz uh, interesant uh, în perioada aceasta a fost al lui Ionel Gianu, da, uh, care... A fost practic răscumpărat de fratele său stabilit mulți, în da. Mai mulți în au fost și în timp, apoi au fost Dinu Zanfirescu, este caz celebru care povestește și acum, slavă Domnului trăiește, și care a fost cumpărat de cumnatul și sora sa, Io Ioana Brătianu, de sora sa, fiică, dintre, dintre brătieni. El păi, a fost crescut de bretieni. am înțeles că practic Ionel Janu ar fi deschis seria aceasta a răscumpărărilor evreilor și sașilor da, trăitori în România. Da. A, a găsit o metodă de a face valută, nu? Da, 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 exact, cu... exact. Și după aceea și român destui, cum am dat Exemplu cu Dinu Zanfirescu. Da. da. Iar după 65, când s-a mai relaxat regimul comunist, au plecat mai mulți. În anii 65-71, chiar Paul Goma s-a înscris în Partidul Comunist, că după ce au fost invadată Ceoslovacia, atunci toți au crezut că, în sfârșit, Uh, avem un, să o, zic, perioadă un, de uforii, o perioadă de da, uh, Mai, în sfârșit, relaxată, exact cum spuneți. dar după tezele din iunie uh, au urmat uh, alt val și mă refeream înainte la Sanda Golopenția și Constantin Eretescu, ei sunt plecați al doilea val. Dacă ar fi să luăm numai aceste, să zicem, trei valuri sau după 44-45, două, importante. Pentru că sunt de către unii periodizări și, diferite, mai, și mai diferite, și mai, pe perioade mai scurte, așa. Dar nu știu dacă e chiar așa de important acest lucru. Oh. Să le tot fracturăm așa. Putem să dăm așa câteva caracteristici generale ale acestui fenomen al exilului literar și cultural? Nu știu, oamenii care au făcut parte din acest exil și-au continuat activitatea din țară? Am au existat legături între cei stabiliți în diverse orașe din Europa sau din chiar pe alte continente? Da, au comunicat între ei. Da, ar fi multe de spus aici. Se vorbește foarte mult de uh, faptul că românii nu s-au înțeles între ei, că totul a fost, că, permanent, până astăzi, românii se, uh, nu știu cum să spun, se faultează unul pe altul, ca să mă exprim așa mai neacademic. Uh, dar, sigur, e posibil, e posibil și există, pentru că disensiuni există și într-o familie. Nu există uh, o horă generală. Uh, oamenii au fost pe de o parte, diferiți în partide diferite, deci cu opțiuni politice diferite. După aceea, de vârste diferite. Dar Leonid Arcade Mămăligă, de exemplu, care este din prima parte a exilului, dintre cei în vârstă, scrie undeva, noi ne-am înțeles foarte bine. Noi, de fapt, eram un grup, o grupare care avea aceleași e, preocupări, erau formați în interbelic, deci se mănau între ei. Pe de altă parte, dacă privim din afară, astăzi, și urmărim să spunem numai fenomenul e, publicațiilor din exil, în care să spunem, o revistă apărută la Paris. Publicau din Germania, publicau din Spania, publicau din Italia, publicau din Statele Unite, publicau din America de Sud, din Canada și reversul, evident, cu fiecare aș putea exemplifica, atunci asta înseamnă că ei, de fapt, conlucrau. Pe de altă parte, dacă doi, unul din Spania, să spunem, și unul de la Paris, nu erau pe aceeași lungime de undă, cu aceleași preocupări sau aceleași idei, neapărat. Asta nu înseamnă că ei erau uh, dușmani de moarte. Și aș putea da un exemplu simplu, pentru că tot vorbeam înainte de Luceafărul. Uh, Mircea Elia deținut neapărat ca revista să se numească Luceafărul. Există uh, scrisori de la Alexandru Busoioceanu, care îi spune, nu, acesta nu este un titlu potrivit, acesta e un titlu răsuflat, e un titlu pășunist. Cum să pui unei reviste uh, a exilului Luceafărul? Eliade îi dă replica. Luceafărul este revista care a apărut în Ungaria uh, și este, a fost o, re, o revistă de referință pentru noi. Și apoi, Luceafărul este simbolul nostru când ne referim la cine, dacă nu la Eminescu. Deci, au existat diferent, unii diferent, uh, anume, uh, între ei doi, dar asta nu a însemnat că ei nu se prețuiau reciproc. Și Bine, astfel exemplele de diferență de opinie există și puteau să existe și, și în țară. Și în țară, în absolut, e... și în țară și mai ales uh, generația aceea importantă din interbelic generația 27, nu înseamnă că toți erau uh, prieteni sau toți colaborau unii cu alții. Iată că Vintilă Horia, deși colabora la gândirea și era atât de uh, apreciat de Nichifor Crainic, a hotărât împreună cu câțiva prieteni tineri să scoată ei o nouă revistă în meșterul Manole și în felul acesta Nichifor Crainic s-a supărat, dar după aceea a înțeles. Erau tineri, Voiau să schimbe puțin orientarea și să facă o revistă adresată tinerilor, și mai ales ei voiau o deschidere către Europa. Și deschiderea aceasta către Europa și către lume uh, au realizat-o mulți dintre cei care au fost în exil. Uh, pentru că aminteați de reviste, trebuie să spunem că revistele, periodicele, cenaclurile, editurile. Sunt elemente, Au fost elemente de coagulare a, exact. a activității scriitorilor și oamenilor de cultură, în sens mai larg, larg. aflați în exil. Exact, exact. Ei și să nu uităm că nu exista internet: că nu, ei scriau de mână sau la mașină și trimiteau prin poștă. Și toate acestea apăreau, deci exact dacă este de la Paris, apărea, să spunem, în Mexic, într-o revistă, sau din Mexic, sau din Peru, de la Lima, unde Grigore Kugler locuia, să apară în reviste la Paris sau la Roma, și așa mai departe. Uh, și pentru că vorbim despre asta, poate că e momentul să ne spuneți ceva mai mult despre jurnalismul cultural, pentru că ați scris această carte și evident v-ați documentat foarte mult și uh, dați aici foarte multe detalii și amănunte despre acest fenomen al jurnalismului cultural în exil. Da, de deci ce a început cu Luceafărul, uh, care din păcate au fost doar două numere, pentru că nu au mai fost fonduri. Ca un amănunt extrem de sugestiv, zic eu, și pentru că tot vorbeam de Mihail Fărcășanu înainte, care a fost președintele Tineretului Liberal și care a fost un, o personalitate foarte importantă în Partidul Liberal, de la, din Statele Unite, unde a ajuns, făcea, colecta bani, ajungând chiar să cânte la vioară pentru conaționali care să contribuie cu bani să trimită la Paris lui Mircea Eliade ca să poată să scoată revista Luceafăru. Virgil Unca chiar specifică în jurnalul său la un moment dat, când a văzut devizul de cheltuieli al primului număr, spune ceva de genul, m-am luat cu mâinile de cap, ce sume e, colosale erau. Dar Ierunca nu s-a lăsat el mai prejos. în continuare. Deși era un student sărac, deși era chiar e, aproape că e, trăia cu zile, ca să mă exprim așa, e, el, așa cum spune viitoarea lui soție, e, mai târziu, Monica Lovinescu, nu putea trăi fără o revistă. Și atâta timp cât uh, o revistă se închidea, el deschidea alta revistă. Și revistele constituite, făcute de Virgilie Runca, sunt de referință astăzi pentru presa culturală a exilului românesc. La Caiete de Dor, și fiindcă tot vorbeam despre sacrificiile pe care le făceau, primele șapte numere le-a făcut împreună cu Constantina Mariuței, filozoful și scriitorul Constantina Măriuței, care. Uh, la un moment dat, făceau o muncă de hamal ca să strângă bani pentru revistă, pentru caiete de dor. Iată ce sacrificii făceau acești tineri români, care, exact ce mă întrebați înainte, continuau în țara care le-a dat găzduire să ducă mai departe cultura și literele românești. Virgilie Runca, să nu uităm, se, e, era la Paris pe, e, cu o bursă a guvernului francez pentru a se specializa în limba și cultura franceză. Așa cum Mircea, e, Mircea, Popescu la Roma era cu o bursă a statului italian pentru a se specializa în cultura italiană. Așa cum spune Erunca și el, și Mircea Popescu, și alții, e, și Neiherescu, să nu-l uităm, Uh, s-a convertit la românism, sunt cuvintele lui Virgilia Runcai. Deci ei s-au convertit la românism, acolo au lăsat deoparte, uh, mai mult sau mai puțin, dar mai, mai ales mai mult, uh, cultura țării pentru care se specializau și uh, au promovat Literatura și cultura română Și au spus adevărul Într-o epocă în care în țară Nu se putea face lucrul da. acesta Dar revenim la Libertatea cuvântului exista da, acolo La discuția aceasta Există un număr de reviste Putem da un număr de reviste Apărute și periodice culturale Apărute uh, în exil Nu m-am gândit niciodată să le număr Chiar de ordinul zecilor? Sunt, 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 sigur că da. Sunt, sunt multe. Sunt foarte multe de ordinul zecilor. Clar, ele toate sunt la biblioteca de la Freiburg. Din păcate, au fost demersuri să fie adusă în țară. N-a fost adusă. Din păcate, e dificil de ajuns la Freiburg. Din punct de vedere, să spunem, material sau eu știu cum, pentru cercetătorii uh, din uh, ai noștri care suntem acum și care cercetăm aceste lucruri. Exact reviste. asta vreau să vă întreb. Da. Cum ați făcut documentarea aceasta atât de dificil. E foarte dificil. Uh, deja de peste 20 de ani de când mă ocup, uh, primesc uh, sprijin din lume, mai ales din, din lume, sau din alte orașe uh, ale țării noastre. Uh, de exemplu, Monica Lovinescu și Virgile Runca au donat la Oradea mare parte din biblioteca lor și eu am mers acolo și am avut acces în bibliotecă la toate rafturile, am luat tot ce am găsit, am fotografiat, deci am avut acces liber la uh, aceste reviste. Mai există la biblioteca Academiei o parte, mai există la Institutul Călinescu, o parte. Mai există la Institutul pentru Memoria Exilului, acum se cheamă IICCMR, Institutul pentru uh, Crimele comunism Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Uh, în diverse locuri, dar găsesc sprijin mult acum la românii urmașii celor care uh, trăiesc în, uh, în exil alte țări, ca să spunem așa, care au fost în exil, familia lor a fost în exil. Și iată acum pregătesc numărul, adică e gata, l-am trimis deja, numărul 18 al revistei antilete, pe care, număr pe care l-am dedicat lui Bazil Munteanu. Aproape necunoscut în țară, dar o personalitate, o importantă personalitate, nu numai a exilului românesc, dar al culturii și franceze pentru că a scris mult, multe cărți și în limba franceză, de la o nepoată a soției care mi-a trimis inclusiv aprobare notarizată, ca să mă exprim așa, de reproducere și mi-a trimis pachet cu cărți. Acum, pentru că e un fapt cu totul special și țin să-l menționez, aștept, sunt trimise deja, Cărți ale urmașei, cred că toată lumea știe, sau cel mai în vârstă, noi studiam la școală și aveam ca efigie, ca emblemă a României, un, un portret al unei femei în, cu ie, un din profil care era în România, intitulat de Rosenthal. Uh, această doamnă Maria care a uh, pozat pentru a fi reprezentată România uh, era englezoaică de fapt, uh, măritată în România și urmașă directă a acestei femei uh, mi-a trimis o serie întreagă de cărți. Iată deci cum încerc să mă documentez în pe toate căile posibile. Iar revistele noastre, revistele românești din exil, cum spuneam, au fost întinse pe toate continentele, până în America de Sud, până în, sigur, Europa, nu mai vorbim. Sunt nume foarte cunoscute ale exilului românesc care au reușit să-și facă carieră internațională, să spunem așa, și aici este celebra triadă interbelică Eliade Cioran Ionescu. La care trebuie adăugat obligatoriu Vintilă Horia. Vintilă -horia, cum spuneți dumneavoastră, și uh, sunt nume mai puțin cunoscute care, chiar dacă și-au continuat cariera în țările unde au ajuns, nu mai sunt cunoscuți în România. În general, au scris în românește, mulți dintre ei, au scris și în limbile da. țărilor de adopție, și asta v-ați propus, dumneavoastră, prin această revistă de care amintați, antilete, să îi readuceți exact. acasă cumva, să îi reintegrați în literatura și în cultura română. Sunt, este o serie de reviste care apare încă din 2017. În al șaselea an. Al șaselea an. Uh, și știu că e o poveste, și cu titlul acesta. V-ați inspirat chiar da, de la vinilele de la de care Exact, mai devreme. pentru că el spune la un moment dat: Antilete am numit acest jurnal pentru ca să nu uit. Lete Râului Uitării, Antilete, sigur. Dar menționez în argument că este un titlu împrumutat de la Vintile Horia, nu mi-aparține, evident, dar mi s-a părut și scurt și pentru cine, să spunem, n-ar înțelege, există în argument explicația și atunci sigur că va înțelege de ce se numește așa. Avem aici atât câteva numere, Ștefan Munteanu, Lucian Boz, George Racoveanu sau Alexandru Ciorănescu, sunt doar câteva, câteva exemple. Exact. Deci fiecare număr este dedicat unei personalități. Dar nu în totalitate. Cum, cum este construit fiecare, număr cine semnează în el, spuneți ne câte ceva da. despre. Cum am gândit, ați gândit revista în primul aceasta. rând, am gândit-o ca exact ce spuneați înainte, recuperare, aducere acasă a celor mai puțin cunoscuți. Eu nu o să dedic niciodată un număr, să spunem, lui Mircea Eliade, pentru că e atât de cunoscut și sunt atât de multe cărți publicate chiar și în timpul vieții lui în România, încât ar fi fără sens. Uh, deci am gândit-o ca fiecare număr să uh, fie dedicat unui uh, scriitor mai puțin cunoscut uh, cu fotografia lui pe copertă și mărturisesc aici că uh, mai sunt personalități ale exilului cărora le-aș dedica așa, dar nu am fotografie, nu am reușit să fac rost de fotografie. Și atunci nu pot să îi dedic un număr special, dar să-l includ în revistă pot. Și pot să spun aici că, de exemplu, Alexandru Busuioceanu, care a avut uh, foarte mare influență și legătură uh, cu. Uh, uite, îmi scapă în secundă asta, uh, am un lapsus, dar imediat o să spun, uh, uh, cu uh, o doamnă din exil scritoare la rândul ei dar neavând niciun fel de, de fotografie a ei am inclus-o în numărul cu Busuioceanu George Racoveanu a fost extrem de bun prieten cu Mircea Eliade Mircea Eliade i-a făcut o prefață și Mircea Eliade nu scria neapărat prefețe unor scritori Ștefan Munteanu care a trăit în California și care a plecat ca scenograf, ca regizor, ca pictor din România, a continuat să fie în Statele Unite și pictor. Dar, în același timp, el însuși a înființat o revistă. Și uh, Micron, revista intitulată Micron. Iată că uh, sunt nume uh, mai puțin cunoscute, dar care Uh, cărora le-am dedicat un număr. Uh, pe de altă parte, sigur, uh, ar fi fost și plictisitor. Ca toată revista, atunci era o carte, era un studiu monografic dedicat uh, unui uh, uh, scritor, dar uh, inseresc permanent și din uh, uh, alți scritori. Ca rubrici, neapărat, sigur, este prima parte cu uh, biografia, introducerea în, în CV-ul acestei personalități, cine a fost el, ce a scris, etc. Uh, mai ales uh, creionat acest portret de către alții, uh, de către compatrioți. Pe de altă parte, uh, sigur, exemplificări din ceea ce a scris el. A, există o rubrică de poezie, dacă a fost poet, dacă nu, nu-i nimic, pentru că introduc alți alte poezii ale altor scritori. Permanent e, notez de unde, din ce revistă este, a fost publicată e, acea poezie. E, sunt, pe urmă, pentru a face o, o imagine cât de cât generală asupra fenomenului cultural al exilului, Uh, spicuiri din revistele exilului, pentru că există o rubrică uh, intitulată într-un fel sau altul de fiecare revistă, dar care, de fapt, se ocupă de același lucru. Scurte informații, ce cărți au apărut sau ce s-a scris în presa, nu neapărat românească, despre o carte sau alta a unui conațional sau despre un eveniment uh, teatral sau despre o expoziție. De pictură, de sculptură și așa mai departe. Și atunci aceasta este o, o imagine a fenomenului cultural din perioada respectivă. Și, bineînțeles, pasul următor l-ați făcut, mă refer la o colecție apărută la editura AIUS, Cărțile Exilului. Și despre care, la fel, vă rog să ne dați câteva amănunte: cine sunt autorii care au fost publicați până acum și ce vă doriți cu această colecție. Am început-o uh, cu, uh, cu scrierile noastre. Scri noastre spun eu și Dan Angelescu, de exemplu, am uh, această carte, Necunoscutul scriitor Virgilia Runca, pentru că despre Virgilia Runca s-a mai scris, Dura Humanita s-a publicat uh, cărțile, dar. Uh, nu a fost scoasă în evidență latura aceasta de scriitor, de talentat scriitor. Nu nu neapărat de jurnalist sau de jurnalist politic. Deci am început uh, prin a uh, face cunoscut uh, cunoscute câteva personalități ale exilului. De asemenea, am dedicat un studiu lui uh, Leme Arcade Mămăligă, cel care a făcut faimosul cenaclu de la noi, cenaclu pe care îl frecventa și Mircea eliade de câte ori era la Paris. Ați mai spus despre Vinti Lăhoria. Sigur, despre Vinti Horia. Despre Mircea Popescu. Despre Mircea Popescu. Și de, Nei Herescu. Nei Herescu, această monografie. Și iată că s-a deschis ideea către, și către alți autori. Și acum am primit din Germania, de la Crisula Ștefănescu care a fost la Europa Liberă cinci sau mi se pare acum este a șasea carte pe care ea vrea să o publice în această colecție. Am primit din Canada am primit din, de la Paris Draga Paleologu urmașă a lui Paleologu și iată încet încet se cunoaște că există această colecție și deci publicăm în ea nu diaspora ci cărțile exilului despre ei sau cei care sunt în exilul de după exil, așa cum e, sunt cele două amintite înainte. În minutele pe care le mai avem, aș vrea să discutăm despre aceste, aceste două cărți. Nei Herescu, un, as, un aristocrat al culturii române și Virgil Ierunca, necunoscutul scriitor Virgil Ierunca, pentru că sunt cele mai recent apărute. Nei Herescu, Nei Herescu țin neapărat scriitor, mai... profesor, exact, savant, clasicist. Exact necunoscut, aș zice, chiar dacă înainte de a pleca din România avea deja o carieră avea o carieră de... și să nu uităm că era cu început de carieră în Craiova deci cu atât Sind mai mult din zona noastră din, din zona Mehedinț, noastră, s-a născut la turnul Severin, dar școala a făcut-o la Craiova după aceea revistele pe care le-a făcut în Craiova. Deci el este craiovean, putem spune, acum sigur și mehedințean. Da, și am vrut să-l fac cunoscut mai ales pe Neiherescu și țin foarte mult la această carte, în special pentru că este prima monografie, așa cum Liviu Franga specifică și în cuvântul său și Liviu Franga este șeful Catedrei de Studii Clasice de la Universitatea București, este cel mai autorizat în, în materie și mai ales cel care la, la Muzeul Literaturii, la editura Muzeului Literaturii a publicat uh, scrierile lui Neiherescu cu un cuvânt înainte al său. Deci atunci când eu am propus să scrie despre această carte a fost extraordinar de fericit Nu o spun o spun cu mândrie pentru că este o autoritate în materie și m-am documentat cât am putut pentru a-l aduce acasă pe acest aristocrat al culturii române și la propriu și la figurat pentru că descindea din, din familie boierească chiar se pare că din Udriște-Năsturel Fiul generalului Herescu, dar în același timp era un aristocrat al culturii, era un, un om de mare calitate și umană și intelectuală. Și să nu uităm, chiar ieri citeam memoriile lui Mircea Ionțiu, care a fost coleg de clasă selectat de la liceul Spiroharet. Cu uh, regele Mihai în clasa palatină, și există în această carte o listă cu profesorii de la clasa palatină, și bineînțeles că este Neiherescu. Deci vă dați seama ce însemna Neiherescu în vremea aceea, înainte de uh, 45 de ani. El a fost membru al Academiei Române de Științe Morale și Politice, a fost director al Fundațiilor Regale. A fondat și, Institutul Român de Studii Latine din București, un da, deci nume cunoscut și în Și președintele Societății Scritorilor Români, exact. ales în unanimitate de patru ori, în condițiile în care secretarul era Mircea Iliade. Deci el era președintele ales în unanimitate. Ce s-a re... întâmplat cu el după ce a ajuns în exil și o să vă rog să concentrăm pentru că s-a mai apucat să vorbim și despre Virgile da, Runca da. puțin. S-a întâmplat că un titlu de glorie, zic eu, pentru noi că a refuzat catedre universitare pentru că n-a vrut să renunțe la cetățenia română. A continuat să predea, dar sporadic, a, a continuat să publice în revistele a, exilului și mai ales să publice un roman a, sub pseudonim Charles Severin a, ne spunând nici prietenilor al cui este romanul dar este un roman de referință pe care, care a fost tradus în, a fost în franceză la, a fost tradus de Cornelia Ștefănescu în limba română și a, acesta a, alături de Dumnezeu s-a născut în exil Cred că ar trebui să fie în toate programele de liceu sau cel puțin la facultățile de litere unde din păcate nu sunt. Despre Virgilie Runca, mult mai cunoscut. Mult mai cunoscut. Dar mai degrabă ca, așa cum spuneați, ca jurnalist, ca voce a la Europa, acestei, liberă. A, la Europa liberă și a acestei lupte împotriva minciunii totalitare și a comunismului românesc, mai puțin cunoscut Scriitor. ca scritor deși el a renunțat cumva la cariera de scriitor pentru a duce această luptă și a spune acest adevăr despre cultura română și despre dictatura din exact. România. Exact, numai că nu putea renunța la talent. exact Și atunci aș da exemple numai portretele pe care el le-a făcut în cărțile sale, sigur în reviste întâi și apoi în cărțile sale, care au fost inițial publicate în, la Paris, dar după aceea editura Humanitas, cum specificam înainte, le-a reeditat în condițiile de început ale editurii Humanitas. Cărțile sunt destul de, de prost tipărite, așa ca și memoriile lui Argetoianu, aproape ilizibile pe hârtie proastă, dar sper că anul acesta... Uh, cum s-a petrecut cu Monica Lovinescu, pentru că este centenarul, uh, și să reeditări, să se întâmple reeditări și cu cărțile lui Virgilie Runca, pe de o parte, că au fost la început publicate și nu aveau condițiile, sigur, tehnice. Și pe de altă parte, pentru că nu se mai găsesc, cum nici românește, cum nici din potrivă, nu, nu se găsesc. În schimb, sunt acolo articole atât de interesante, de la informație până la stil, până la limba română, pe care nu că n-a uitat-o, dar pe care o folosește cu acea suculență pe care noi am uitat-o. Dar dumneavoastră, în carte, nu vorbiți doar despre scriitorul Virgil Ierunca, vă referiți și la biografia lui, pentru că nici e aceasta necesar, nu cred. este atât de cunoscută, pornind chiar de la ziua nașterii sale, nu? Da, de la da, data care nașterii. e oarecum controversată și o colegă tânără, care și-a făcut un doctorat cu uh, domnul Manolescu, a descoperit, spune ea în arhivele de la a posibil să fie cum și despre Neiherescu, eu am găsit certificatul de naștere, pentru că la fel era controversată data, în diverse dicționare apare 1903 sau 1906 și la fel, sigur am adus și noutăți ca să zic așa, prelundule de la această tânără care din Târgu Jiu, care a făcut cercetări în, în arhive și deci biografia lui Vorbiți despre mai anii mult sau mai puțin despre jurnalist, despre păcatele tinereții, exact. adică orientarea o, da. lui o, de stânga da. inițială. Da. da, foarte puțin timp, foarte puțin timp, dar după aceea sigur și-a dat seama cum orientările de tinerețe sunt și uh, anii aceia în care uh, ești entuziasmat și te atrage cineva și tu crezi și vrei să faci ceva. După aceea îți dai seama și te convertit retragi, la românism. Dar da? după cum aceea, s-a convertit uh, la românism. Absolut. Renunțând cumva la specializarea pe care o făcuse da, și de literatura franceză și... Culturii franceze. Uh, poet a fost Virgile Runca. Și poet, și poet, poet, bun. sigur că da, poet bun, sigur că da, și apreciat de confrați. Uh, și a apărut și un volum de poezia lui, cum a apărut și un volum al lui Busuioceanu îngrijit de Virgilie Runca. Pentru că Busuioceanu, vorbeam înainte despre ce au făcut ei în străinătate, Busuioceanu apare în unele istorie ale literaturii spaniole alături de mari poeți ai țării. Și el a scris, deci, și în limba spaniolă și. Virgilia Runca l-a tradus și l-a publicat în limba română. Dar volumul de poezie al Virgilie Runca, eu nu l-am văzut. Și o activitate importantă pe care de altfel reditate. ați mai, ați mai amintit-o de-a lungul discuției noastre, este aceasta de fondator și de publicist în Absolut. multe, Acesta... multe reviste și periodice culturale Foarte importante, Foarte importante reviste care te dă dor, limite, foarte importante. Ca o concluzie așa a emisiunii noastre și a discuției, dar și a activității derulate de dumneavoastră în zona aceasta a fenomenului exilului literar și cultural, cât de mult a reușit cultura română după 90 să-i redescopere și să-i aducă acasă pe acești români plecați în, prin străinătățuri? A reușit și n-a reușit. Pentru că Uh, toate aceste uh, demersuri făcute au fost mai ales individuale. Dacă a început uh, Nicolae Florescu și în revista sa, Jurnalul Literar, să publice bună parte uh, și să scrie cărți și să-i publice chiar pe ei în editura Jurnalului Literar, uh, din păcate uh, s-a stins și uh, n-a continuat. Mircea Popa de la Cluj, care în continuare a dat teze de doctorat unor tineri cu subiect din personalitate sau literatura exilului. Dacă, iată, Nicolae Manolescu a dat această teză despre Virgilia Lunga. Și mai sunt și alții care au scris, Cornel Ungureanu la Temișoara, de la Baia Mare, Gheorghe Glodeanu. Eu și colegul meu, să nu ne uităm totuși, Dan Angelescu, dar nu s-a făcut nimic instituționalizat. Un eu program național un de program recuperare național a lor de recuperare. Fost exact, sau... și de introducere în programe în programe de liceu și în program, sigur, universitățile au autonomie. Eu am avut la Facultatea de Jurnalism la Spirul Haret, la București, am introdus primul curs din țară de publicistică a exilului. Era singurul curs care se preda atunci. Acum mă gândesc că mai sunt, poate la Cluj să facă Ilierad. Dar, iară, dar e și fenomenul invers. Cu cine pentru că profesori care să fie la universități, la jurnalism, și care să se fie preocupat de exil și să aibă, să, să țină curs, nu prea sunt. Și atunci e, e așa cu dus întors acest fenomen, dar eu cred că dacă s-ar introduce în ma, pentru în programele de liceu clasele a 11 și a 12 câte un scriitor, nu afară sigur de Eliade și ce vorbeam noi înainte și ca să fac o scurtă, scurtă paranteză, fica mea în clasa 9-a nocerii în Statele Unite. Eu nu știu dacă la noi se studiază Eugen Ionescu. Da, nu pot să vă dau un răspuns, nu, nu sunt nicio la curând cu programele, da, vă referiți la liceu. La liceu, sigur, da. la liceu mă refer. Dar deci, profesorii că au libertatea de a propune, de a aduce și a discuta cu elevii. Așa, peste programă, da, dar da. atâta timp cât în programă au niște scriitori și îi interesează pentru bacalaureat, Așa este. Cu siguranță sunt multe, multe lucruri de făcut în mult. acest domeniu pentru a reuși cu adevărat să integrăm în cultura românească exact. această parte adevărată a ei și iată încă mult necunoscută. Vă mulțumesc mult de tot. Sunteți eu. cu siguranță unul dintre oamenii care face foarte mult în această zonă. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu în numele lor, dacă îmi permiteți și sperăm că lucrurile se vor mai mișca în perioada care vine. Mulțumesc mult și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături și vă dau întâlnire la o ediție viitoare.